Andreea, la sfârșit de octombrie, început de noiembrie, în funcție de confesiunea religioasă și deciziile preoților slujitori, sătmărenii, în marea lor majoritate, își comemorează morții. Mormintele sunt atent curățate, se plantează flori de sezon, se depun gerbe, se aprind lumânări și se rostesc rugăciuni în surdină. În primele secole ale creștinismului, când biserica se ruga sub pământ, creștinii se adunau în fiecare an, în ziua în care unul dintre ei a murit de moarte martirică și pe mormântul lui făceau liturghie și făceau pomenirea și cinstirea lui, având încredințarea că se găsește împreună cu Hristos în lumina Preasfintei Trăimi și că rugăciunile lui sunt bine primite, așa cum jertfa lui a fost una mărturisitoare a adevărului că Iisus este Hristos, Fiul Dumnezeului Celui Viu. De atunci a început pomenirea celor adormiți și se continuă și astăzi. Odată pe an ne ducem la mormintele celor adormiți și le aprindem lumânări și preotul face dezlegări și rugăciuni, pentru că rugăciunile celor vii pentru cei adormiți sunt nu doar necesare, ci și bine primite de către Dumnezeu. Dacă în anii anteriori, zilele morților, așa cum le numesc unii enoriași, erau prilej de reîntâlnire, de bucurie a revederii, de socializare, în acest an au fost ignorate cutumele. Pandemia de COVID-19 a schimbat totul. Oamenii și-au regândit programul, fapt ce a adus o notă de tristețe în mai toate cimitirele. Administratorii cimitirelor, dar și preoții, au informat enoriașii, persoanele care vor intra în cimitire, să-și comemoreze morții și să evite aglomerațiile, să aibă mască, iar dacă timpul le permite, să-și manifeste piosul magiu individual în grupuri restrânse, la capătul celor ce își dorm somnul de veci în cimitirile din județ. Cu sfinții odihnește, Hristoase sufletele robilor tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspinare, ci viață fără de sfârșit. În veci să fie pomenirea lor, în veci pomenirea lor, în veci pomenirea lor, în veci pomenirea lor. Dumnezeu să ieși să dignească în pace. Ție, Părintelui Celui fără de început și unea născut Fiului Tău și Preasfântului Celui de o ființă și Făcătorului de viață Spiritului Tău, să nu treci cu vederea făptura Ta care a fost înghițită de moarte și să nu fie înghițită de pieire, ci trupul să se destrame din cele din care a fost întremat, iar sufletul să se așeze în ceata drepților. Așa, Doamne Dumnezeu nostru, biruiască mila Ta cea nemăsurată și iubirea Ta de oameni cea neasemănată, și le-au căzut robii tăi aceștia pe care i-am pomenit, sub blestemul părintelui lor, sau sub blestemul mamei lor, sau al lor însuși, sau de-au omorât pe vreun preot și n-au primit deslegare de la ei până în ceasul morții, sau de-au căzut în grea furisenie de la episcop și din nepăsare sau lene n-a dobândit iertare, iartă-i pe aceștia prin mine păcătosul și nevrednicul robul tău, și trupurile lor, desfăle în cele din care au fost făcute, iar sufletele lor așează-le în corturile sfinților, Așa, Doamne Dumnezeu nostru, care ai dat această putere lui Petru, ca să dea iertare păcatelor și ai zis, oricâte vei lega și vei deslega, să fie legate și deslegate, și prin trânsul ai dat această putere și preoților, nouă, păcătoșilor, desleagă și pe robii tăi adormiți, pomeniți de tot păcatul sufletești și trupesc, și să fie iertați și în veacul de acum și în cel ce va să vină. Vineri, 30 octombrie, s-au împlinit 4 ani de la trecerea la Domnul a înalt preasfințitului Părinte Iustinian, fostul episcop al Maramureșului și Sătmarului. Cu această ocazie, la mănăstirea Rohia, pe care a condus-o 30 de ani în calitate de stareț, s-a organizat comemorarea care a început cu Sfânta și Dumnezeiasca liturghie arhierească oficiată de preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereu vicar, la care a asistat preasfințitul Părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului. Dacă în ceilalți ani de comemorare au urcat la mănăstirea Rohia puhoi de lume, iată că acum restricțiile și teama de pandemie, precum și indicațiile episcopiei, i-au oprit pe mulți apropiați ai înalt preasfințitului să vină la parastasul de comemorare, preferând în schimb rugăciunile particulare.